După înfrângerea drastică suferită la Bacău, sucevenii speră să se revanșeze în fața propriilor suporteri și să obțină prima victorie din acest sezon. Trebuie să fim atenți, iar dacă dăm primul gol, sunt sigur că vom câștiga. Cred că este un blocaj psihic. La echipă avem nevoie de o victorie pentru a ne descătușa. Niciun adversar nu a fost până acum peste noi ca valoare, dar ăsta e fotbalul, se joacă pe goluri, iar noi am ratat foarte mult, a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu. Tot sâmbătă pe arene, începând cu ora 15, Sporting Suceava întâlnește Aerostar Bacău într-un meci din cadrul etapei a 8-a din Liga a 3-a. Este cel mai important meci din acest campionat, având în vedere faptul că amândouă echipe sunt în subsolul clasamentului. Ne dorim cu ardoare ca cele 3 puncte să rămână la Suceava, a anunțat managerul albverzilor Ciprian Anton. Sporting nu va miza în partida de sâmbătă pe Leșanu, Bilț și Alexandru, toți trei fiind accidentați.